Bună seara, Părinte, te ascultăm. Nu se poate mai casă? Imediat se poate. Dumnealui prefer teologii morale, celui de la cenicul lui Olivier Clément. Când domnul Olivier Clément a plecat la Pense, la Chiroas Catedra, este într-o familie de ortodoxi. Și este un iubitor de înțelepciune. A făcut studii de filozofie și vede și acum la câteva, la un colegiu, la un institut de științe politice, de cele mai reputate școli de diplomatie și politică în Franța. A publicat mai mult de 20 de cărți. Cărțile lui sunt, putem să-i spun, să le clasificăm așa în trei mari domenii. Primul, popularizarea filozofiei clasice. Filozofie greacă, filozofia modernă, începând la Aristotel, Platon, Kant, Hegel, Pascal. Al doilea domeniu este problematizarea și umilitarea asupra condiției omului contemporan, lumea de astăzi. Și al treilea domeniu este popularizarea înțelepciunii părinților și a Bisericii Ortodoxe. Pentru mine, personal, profesorul Bertrand este cineva care trăiește filozofia. La filozofia ca înțelepciune de viață, ca un mod de a fi. Și dacă ați citit din cărțile lui, vedeți că el este orator, este un filosof, un gânditor care gândește, care naște ideea. Și observați că chiar și cărțile lui sunt așa, într-o manieră orală. Eu l-aș compara cumva cu Petre Țuțea din cultura română. Undeva s-a apropiat de Nicolae Ștancă. Eu am întâlnit puțini gânditori sau oameni care sunt capabili să transmită revelația creștină pentru omul contemporan. Și el cunoaște foarte bine cultura occidentală, filozofia. Și este foarte abil. A folosit toată înțelepciunea occidentală pentru a transmite acest misterul revelației creștine. Deci discursul lui este despre cultură, filozofie, spre revelație, spre mister, spre transcendent. Eu l-aș considera ca un fel de apologet contemporan a creștinismului pentru lumea de azi și pentru Occident în special. Cam atât. Discut așa. Ați avea multe spus de domnul profesor. Părinte Anatol, mă auzi? Da. Am dorit să ne mai spui cum este perceput Bertrand Vergéry de către intelectualii francezi contemporani și de către studenții voștri.
Deci, problema e mai complexă. Deci, trebuie să înțelegem că Franța e un context diferit de cel din România sau din Europa. Într-adevăr, gândirea creștină și statul sau cultura sunt într-o oarecare separare. Și nu este ușor ca să fii acceptat în mediul intelectual și cultural, ca creștin. Și domnul profesor este unul dintre cei care reușește să aibă contact și să fie ascultat în mediul filosofilor sau în mediul studiilor franceze. Acum câteva ani, în 2015, un profesor a avut o conferință la Academia de Științe Politice. Dacă aveți posibilitatea, o găsiți pe internet. Este o intervenție foarte apreciată și trebuie să vă dați seama de calitatea discursului intelectual. Și cum am zis la început, la noi privesc la Institutul de Științe Politice, care e o școală cel mai reputată din Franța. Deci, mesajul lui, capacitatea lui de a sintetiza și de a explica înțelepciunea creștină prin intermediul gândirii occidentale este desfăcată. Despre studenți. Studenții călăbiască, în mare parte, însă pentru unii este dificil să înțeleagă, și cum vreau să spun în franceză, să înțeleagă limbajul lui filosofic care îl folosește. Din păcate, noi, ca ortodoxi, avem cultura asta a lecturii filozofice, care este foarte cultivată de cinocită. Și de multe ori este dificil să înțelegi un discurs filozofic sau chiar teologic a unui profesor de anumită ținută intelectuală. Dar studenții înțeleg că este cineva deosebit pentru că la cursurile lui el încearcă să mediteze împreună cu ceilalți. El este un fel de Socrate, care prin dialog face ca ideea să prindă viață. Da. Părinte Anatol, îți mulțumim foarte mult și am dorit să-i transmiți domnului profesor Bertrand Berșelic în seara aceasta la București, alături de părintele Gheorghe Holga de la Teologie, alături de Adrian și de toți cei care sunt de față. Am încercat să-l introducem așa cu ghilimele în cultura și teologia contemporană și ne-am bucurat de cărțile sale așa într-o primă răsfoire, cu gândul ca într-o bună zi să-l avem și tradus în limba română. Îți mulțumim foarte mult pentru intervenție. Îți urăm de asemenea un post cu bucurii și să ne regăsim bucuroși. Doamne ajută! Da, mulțumesc! Post cu bucurie și bucuri și tot aliat. Adevărat aliat!